Bună seara și bun găsit la știrile Accent TV. Iată care sunt principalele evenimente ale zilei. Bătaie pe ungar la Telești. Încă o rundă de negocieri pentru salarii la CEO. PCU Craiova din nou lider. Un bărbat în vârstă de 30 de ani din Fărcășești s-a ales cu dosar penal după ce și-a bătut vecinul. Scandalul a pornit de la un gard. Incidentul s-a petrecut ieri seară pe o uliță din Telești. Victima, un bărbat de 45 de ani din localitate, a fost atacată cu un par. La data de 19 aprilie anul curent, polițiști din cadrul Poliției Municipiului Târgu Jiu au fost sesizați prin apelul 112 de un bărbat de 45 de ani din comuna Telești despre faptul că ar fi fost agresat de o persoană. Din primele cercetări efectuate de polițiști din cadrul secției 1 Poliție Rurală Târgu Jiu, la fața locului, a reieșit faptul că în timp ce apelantul se afla pe drumul județean 674C, în apropierea locuinței sale, un bărbat de 30 de ani din comuna Fărcășești, care deține o proprietate în comuna Telești, ar fi exercitat acte de violență asupra sa cu ajutorul unui corp contondent din lemn în urma unui conflict mai vechi legat de grănițuirea proprietăților. Persoana vătămată nu a dorit să fie transportată cu ambulanța la spital pentru acordarea de îngrijiri medicale. Polițiștii au întocmit în cauză un dosar penal sub aspectul săvârșit infracțiunii de lovire sau alte violențe. În continuare, polițiștii din cadrul postului de poliție Telești vor monitoriza starea conflictuală dintre cei doi bărbați. Polițiști din cadrul Biroului Județean de Poliție Transporturi Dolj au fost sesizați marți dimineață că în apropierea stației de cale ferată Cernele, un tren a accidentat mortal un bărbat. În urma verificărilor efectuate de polițiști, victima a fost identificată în persoana unui bărbat de 53 de ani din Craiova. La fața locului au intervenit o auto specială de descarcerare și o ambulanță SMURD. În cauză, polițiștii au dispus efectuarea unei expertize medico-legale. Cercetările sunt continuate în cadrul unui dosar penal deschis pentru comiterea infracțiunii de ucidere din culpă în vederea clarificării împrejurărilor în care s-a produs evenimentul. Două tiruri au fost implicate într-un accident rutier. Acestea s-au lovit frontal noaptea trecută pe drumul național 7 pe raza localității Vâlcene, Budești. Potrivit IPJ Vâlcea, vinovat de producerea accidentului este un bărbat de 42 de ani din Horezu. Acesta, într-o curbă deosebit de periculoasă, ar fi pătruns pe sensul opus de mers, intrând în coliziune frontală cu un alt autocamion condus de un bărbat de 42 de ani din Argeș. În urma impactului, cei doi șoferi au fost răniți ușor. Aceștia au fost testați cu aparatul etilotest, rezultatele fiind negative. În cauză, polițiștii au întocmit un dosar penal pentru săvârșirea infracțiunii de vătămare corporală din culpă. Totodată, cercetările sunt continuate pentru stabilirea cu exactitate a împrejurărilor în care s-a produs accidentul. Un tânăr a fost prins de polițiștii gorjeni în timp ce conducea un autoturism pe drumul județean 671B, fără a deține permis de conducere. Acesta s-a ales cu dosar penal. Este vorba despre un tânăr în vârstă de 27 de ani din municipiul Drobeta, Turnu Severin. Mehedințeanul a fost depistat pe raza comunei Glogova. Tot ieri, polițiști din cadrul Poliției Municipiului Motru au depistat în trafic pe drumul județean 671B Glogova un tânăr de 27 de ani din municipiul Drobeta, Turnu Severin, județul Mehedinț, în timp ce conducea un autoturism fără a poseda permis de conducere pentru nicio categorie de autovehicule. Și în această cauză, polițiștii au deschis un dosar penal în care continuă cercetările sub aspectul săvârșirii infracțiunii de conducerea unui autovehicul pe drumurile publice de către o persoană care nu posedă permis de conducere. Cei prinși în trafic fără a avea documentul care să le dea dreptul de a conduce vehicule riscă pedepse cuprinse între 1 și 5 ani de închisoare. După o lungă perioadă în care industria Horeca a fost la pământ, autoritățile centrale au în sfârșit un plan. Astfel se ia în calcul ca localurile să rămână deschise permanent, indiferent de rata de infectare din localitate. Însă doar cu o condiție. Pentru ca restaurantele și barurile să beneficieze de acest statut special, trebuie ca toți angajații să fie vaccinați. Dar momentan este doar o inițiativă și nu se știe sigur când și dacă se va întâmpla acest lucru. Am avut discuții cu reprezentanții restaurantelor pentru că acest sector a fost lovit cel mai mult. Am propus, nu este o decizie luată, discutăm, ca dacă își vaccinează tot personalul să fie deschiși tot timpul și să nu mai fie legați de rata de incidență. Pot să fie deschiși cu 5% din capacitate, dar să
nu mai fie legați de rata de incidență. Restaurantul în care tot personalul este vaccinat ar putea avea un statut special, a declarat Florin Câțu la un post de televiziune național. Tot premierul a mai susținut că după atingerea pragului de vaccinare de 70% se poate lua în calcul și renunțarea la mască în spațiul public. Începe recesământul agricol în tot județul Gorj, acțiune ce va debuta la data de 10 mai și va dura cel puțin până la sfârșitul sezonului cald din acest an. Conform directorului Direcției Județene de Statistică Gorj, Vasile Păunescu, 5 echipe mixte s-au deplasat deja la sediile primăriilor din județ pentru a preda tabletele necesare colectării datelor și informațiilor de la utilizatorii suprafețelor agricole sau deținătorii de efective de animale și instruirii personalului recenzor. Începând cu data de 10 mai, recenzorii vor intra propriu-zis în teren pentru a colecta datele cu ajutorul tabletelor. Ca atare, începând de luni 12 aprilie, toată săptămâna, și mai avem și mâine, 5 echipe mixte, Direcția de Statistică, Direcția Agricolă s-au deplasat în teren la nivelul fiecărui, la sediile primăriilor, în vederea semnării contractelor, instruirilor și predării tabletelor către recenzori și recenzori șefi. În total, 85 de recenzori șefi și 502 recenzori la nivelul județului Gorj, la care se mai adaugă un coordonator. Directorul Direcției Județene de Statistică Gorj a mai precizat că decizia deplasării comisiilor la nivelul fiecărui UAT a fost luată pentru a evita expunerea celor aproximativ 600 de recenzori de la o posibilă infectare cu coronavirus. Am considerat și s-a dovedit a fi mai util la deplasarea la nivelul fiecărui UAT, având în vedere și condițiile de pandemie, faptul că ar fi necesitat deplasarea celor aproximativ 600 de persoane, ca să nu mai luăm în calcul și rezervele. Fiecare s-ar fi deplasat cu mijloace proprii sau cu mijloace de transport în comun și ar fi fost mult mai expus și riscurilor privind infectarea cu COVID. Recenzorii vor avea la dispoziție aproximativ 2 luni și jumătate pentru a-și face treaba. Această acțiune deci începe, s-a mai decalat, trebuia cu data de 1 mai, dar având în vedere că practic 1-2 sunt sărbătorile, s-a decalat, deci începând cu data de 10 mai până la 31 iulie. Din acest punct de vedere, este un avantaj, adică se desfășoară cu ajutorul tabletelor, dar totuși au la recenzorii și recenzorii șefi au la dispoziție 2 luni și jumătate. Practic pe un fiecare are în medie 180-200, de la caz la caz mai avem și sectoare ceva mai mari, până în 250 de gospodării, dar totuși avem 2 luni și jumătate față de 2 săptămâni în 2010. Recensământul agricol este o acțiune care va asigura informațiile complexe și datele statistice pentru realizarea unui tablou cât mai complet al caracteristicilor structurale ale exploatațiilor agricole necesare fundamentării programelor și politicilor agricole și de dezvoltare rurală. Se reiau negocierile pentru salarii la Complexul Energetic Oltenia. De astăzi au început primele discuții cu privire la posibilele majorări de lefuri de la companie. Va fi foarte greu să se întâmple acest lucru, mai ales că societatea se află sub lupa guvernului din cauza pierderilor din 2020. Sindicatele au anunțat că vor solicita creșteri de salarii care să acopere măcar rata inflației pe ultimul an. Administrația a susținut că nu are la dispoziție fonduri și pentru o creștere de lefuri, dar că va merge la discuțiile cu liderii de sindicat potrivit regulamentelor din Comisia de Negociere. Este de precizat că anul acesta va debuta și prima etapă a planului de restructurare și decarbonare, care prevede și disponibilizări de personal. Din experiența anilor trecuți, reprezentanții Serviciului de Înmatriculări și Eliberări Permise Auto Gorj se așteaptă ca în perioada sărbătorilor pascale ghișeele instituției să fie luate cu asalt de cetățenii. Șeful serviciului susține că instituția se confruntă în continuare cu probleme din cauza lipsei de personal. Din punct de vedere al pregătirii, cu siguranță, cum am făcut față atâția ani, facem și acum, dar în continuare ne luptăm cu o lipsă acută de personal la nivelul serviciului. Am făcut toate demersurile, le vom face în continuare pentru a completa schema de lucrători
a instituției noastre. În acest moment, 13 lucrători își desfășoară activitatea, dintre care 4 examinatori zilnic la proba practică, restul de personal, matriculări, preschimbări permise, examinare, proba teoretică. Ghișeele serviciului de înmatriculări și eliberări permise autogoș vor fi închise în zilele de 30 aprilie, respectiv 3 mai. Este vorba despre ultima zi de vineri înaintea Paștelui, numită Vinerea Mare, și a doua zi de Paște. În ceea ce privește zilele libere și programul de lucru, vreau să supun atenției că ne vom desfășura activitatea normal, conform programului de lucru aprobat de către instituția prefectului, și ca zile libere 30 aprilie, luna curentă, și 3 mai, luna următoare, vor fi zile libere. În pandemie, activitatea serviciului a fost mai redusă. Astfel, pe tot parcursul anului 2020, a fost înmatriculat un număr de 22.000 de autovehicule, iar peste 5.000 de persoane au obținut permise de conducere. Autoritățile din Novaci au reușit să-și asigure serviciile unui proiectant pentru modernizarea infrastructurii de transport din localitate. În acest sens, a fost organizată o licitație pentru încredințarea contractului. Acesta prevede realizarea proiectului de către societatea care a câștigat licitația. Autoritățile și-au propus să modernizeze două terminale. Este vorba de cele din Nova și din Rânca, precum și autobaza din Novaci. De lucrări de modernizare vor beneficia și stațiile intermediare. Se dorește ca acestea să aibă un aspect modern și racordat la cerințele actuale. Bugetul pentru serviciile de proiectare este de aproape 60.000 de lei. Din ce în ce tot mai mulți cetățeni aleg să se imunizeze împotriva COVID-19 în centrele de vaccinare aflate pe raza județului Gorj, în comuna Bălești. Oamenii vin din toată țara pentru a se vaccina cu serurile Pfizer, a spus primarul Mădălin Ungureanu. Centrul de vaccinare împotriva SARS-CoV-2 funcționează de la începutul lunii martie și de atunci cadrele medicale au peste 70 de programări zilnic. Cabinetul este amenajat în incinta sălii de sport a școlii gimnaziale Antonie Mogoș. Avem un centru de vaccinare situat în satul Ceauru, comuna Bălești, mai bine spus în sala de sport a școlii Antonie Mogoș. Este un centru care funcționează de la data de 1 martie. Aici avem peste 70 de programări zilnic. Vin oameni din toată țara, nu numai din județe limitrofe, din toată țara, pentru a se vaccina. Avem în dotare vaccinul Pfizer și avem cu siguranță asigurat serviciu medical, permanența serviciului medical prin grija unor medici de familie și asistenți medicali, asigurându-le numărul necesar pentru efectuarea și bunul mers al activității acestui centru. Centrul de vaccinare este avizat de către Direcția de Sănătate Publică Gorj, conform legislației în vigoare. Procesul de eliberare a titlurilor de proprietate a fost întârziat la Motru în ultimii ani. Este opinia actualului edil al municipiului, Cosmin Morega. Primarul a spus că în ultimii 4 ani au fost eliberate doar câteva titluri de proprietate. Este nevoie să fie accelerat procesul de rezolvare a problemelor legate de fondul funciar. Mai sunt motreni care au nevoie de titluri de proprietate. Interesul autorităților locale este să introducă și un program de cadastrare a terenilor de pe raza municipiului Motru, așa cum s-a întâmplat la nivelul altor localități. FCU Craiova s-a instalat pe primul loc în Liga Secundă după succesul cu Rapid. Gazdele s-au impus cu 1-0 într-un meci disputat pe stadionul Ion Oblemenco din Craiova. Singurul gol al partidei a fost reușit de italianul Andrea Compagno în prima repriză, în minutul 12. Craiova putea să treacă în avantaj peste numai câteva minute, dar Beten a lovit bara din stânga. O eliminare controversată din tabăra doljenilor a rupt echilibrul numeric în minutul 62. Paramati a văzut direct cartonașul roșu după o presupusă lovitură cu cotul. Deși au jucat mai bine de o jumătate de oră cu un om în plus, giuleștenii au avut o prestație palidă fără a-și crea ocazii de gol. După meci, antrenorul Eugen Trică și-a felicitat elevii pentru victorie, însă a criticat din plin delegarea lui Lucian Rusandu. Este meritul în totalitate al jucătorilor. Vreau să-i felicit, chiar ne-a scos pălăria în fața lor. În seara asta s-au comportat fantastic. Îmi cer scuze, nu prea mă simt bine. Îmi cer scuze tuturor. Dar eu, înainte de meciul ăsta, am atras atenția. Și am spus așa, la un asemenea derby, dați arbitru cel mai bun. Și atunci am spus două nume, Ațegan sau Covaci. Pentru că ajungem iarăși să vină domnul Rusandru, care îi scapă, nu știu, deci nu am cuvinte, credeți-mă. Dă arbitru cel mai bun din țară ca să ne arbitreze cum trebuie. Că altfel, dacă nu, stricăm jocurile, domnilor. Și cred că e cineva care vrea să facă rău Craiovei, nu știu cine,
Dar eu spun decât atât. Dumnezeu e sus și le vede pe toate. FCU Craiova s-a desprins în fruntea clasamentului. Are 45 de puncte, iar Rapid a rămas cu 42. Pe locul 3 este CS Mioveni cu 41 de puncte. Doi dintre basketbaliștii americani ai CSM-ului, Darian McLean și Kevin Allen, cred că evoluțiile echipei sunt în creștere. Formația de basket vine după un succes vital cu Athletic Constanța, primul cu Iordanco Davidkov pe bancă. Darian McLean începe să-și intre în ritm după un început de sezon mai greoi. Conducătorul de joc al CSM-ului a fost printre cei mai buni oameni ai gorjenilor în turneul de la Târgu Jiu. În ciuda înfrângerii de duminică cu Voluntari, point guardul CSM-ului a declarat că prestațiile sale și ale echipei sunt din ce în ce mai bune. Într-adevăr, a fost foarte dificil pentru noi, însă zi de zi devenim din ce în ce mai buni și pe deocamdată asta este tot ceea ce ne urmează. That's really the secret to it all. un pic de muncă în plus ca și pe pregătire, profită de timpul liber care este în sală și cam asta este secretul în general. Întors după accidentare, Kevin Allen a redevenit mașinăria de double-double a CSM-ului. Pivotul de peste ocean a declarat asemenea compatriotului său că jocul gorjenilor este în creștere. We're getting better every day. I mean, it's hard to bounce back from a win yesterday and then a tougher game today. We can just only get in the gym and try to prepare for the next tournament. Deveni mai bun pe ce trece, este destul de greu să vii după o victorie ca și ieri și o înfrângere ca și astăzi, însă ne vom întoarce în sală și am început să fie din ce. I'm still coming back slowly but surely. I have pain here and there, but I'm good enough to play. Mă întorc în cel și sigur, mai am unele dureri din când, dar sunt gata de joc. CSM Târgu Jiu își propune cel puțin două succese până la finalul sezonului regulat. Știrile Accent TV au ajuns la final. Eu sunt Loredana Sava și vă mulțumesc pentru atenție. O seară frumoasă!